make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu FCSB. După cum puteți vedea, avem un meci în deplasare împotriva celor de la Concordia Chiajna. Concordia este pe locul 9 cu 3 meciuri jucate și 4 puncte. Este deplasare foarte greu, o deplasare foarte grea, dar sper să reușim să ne impunem. A un șut acum, ocazie, o primă ocazie pentru Concordia Chiajna. Cred că Rick Boldrin a fost cel care a tras peste poartă. Rick Boldrin într-o formă foarte bună, mă refer asta în realitate. Este oricum urmărit de Steaua și el și de mai multe echipe din Liga 1. Să vedem pe Adrian Cristea pentru Olberdan. Adrian Cristea, jucător care, prințul Cristea, care a jucat și la Steaua. Acum Dina, oprit foarte bine de Paul Pa pentru Martin Odegaard. Odegaard din nou, contraatacul clasic, așteaptă să sprijin și Odegaard îl primește acum de la Filip. Filip îl avea în dreapta acolo pe Adi Popa, care este și în acest meci titular. Din păcate nu i-am am uitat să-i titularizăm pe Chipciu și Tănase. Incredibil cea, cum să uităm așa ceva. Asta a fost, să spunem, dar n-ai cum ca antrenor să uiți așa ceva, să uiți de doi jucători importanți. Se reduc, centrează periculos. Aihan este lider la cap în apărare. Să vedem pe Odegaard pentru Iancu. Nu-i nimic, ne descurcăm și așa, chiar dacă meciul trecut nu prea am făcut-o. Dacă vom avea probleme, poate îi vom băga și pe ceilalți doi. Dacă nu, ne vom descurca în acest meci așa. Adi Popa convinge pentru Odegaard. Odegaard, iată în care Odegaard centrează bine. Iancu, gol! Gabi Iancu! Este 1-0, marchează cu o lovitură de cap din centrarea foarte bună a lui Martin Odegaard. Iată ce frumos, cât de elegant a trecut acolo Martin Odegaard, s-a mișcat foarte bun, o agilitate foarte bună și Iancu a avut inspirația de a da la colțul lung și de a-l învinge pe portarul celor de la Concordia Chiajna. Prepeliță convinge la Odegaard, în care Odegaard penalti, e penalti. Bravo arbitrule, în sfârșit primul beneficiu a adus de arbitru. Odegaard obține penalti și spun eu că tot el îl va bate. Martin Odegaard este aici, Adi Popa, dar nu va bate Adi Popa, ci va bate Odegaard. Să vedem dacă va reuși să îl învingă pe portarul râmnicianu, portarul celor de la Concordia Chiajna, Martin Odegaard. Odegaard, Odegaard ratează, nu se poate, bara lui Martin Odegaard ratează penalti, din păcate putea să dea gol în acest meci, avea cea mai ușoară misiune, să bage balonul în plasă, putea să marcheze Martin Odegaard, din păcate nu a făcut-o, putea avea încă o dată și ca la meciul cu Gaz Metan. Nu cu Gaz Metan, doamne, cu ce am școală înainte cu Gaz Metan. Șansă bună acolo prin Iancu, va fi aruncare de la margine pentru Concordia. Am văzut că ultima oară pe Iancu l-a atins balon. Nu, pentru noi este, doamne ajută. Stanciu pentru Iancu. Mă rog, am avut un meci înainte de Gaz Metan și acolo știm că Odegaard a reușit, cu ceahlăul a reușit Odegaard un gol și o pasă de gol. Să vedem pe Olberdam pentru Dina foarte periculos, centrează Toșca, reușește să respingă. Odegaard cu capul la prepeliță pentru Iancu, îl iertăm pe Odegaard, dar să nu se mai întâmple. Odegaard acum încearcă să se revanșeze cu o pasă excelentă cu exteriorul ala șutul lui Iancu este apărat de portar, o pasă ala Luca Modric dată din partea lui Martin Odegaard, jucător foarte talentat. A mai jucat și împotriva Stelei, dacă vă amintiți, în dubla cu Strom Gyötzet și de acolo a ajuns la Real Madrid, dar asta și după alte prestații foarte bune și în campionat normal. Este o speranță într-adevăr a fotbalului norvegian, dar sper eu unul să nu, și al fotbalului mondial, de ce nu, dar sper, centrarea se reduc, periculoasă, respinsă de pap pentru moment, stâncarea nostru Rick Boldrin, cred că va fi corner, nu este corner, este aruncare de fapt este repune din colțul jucătorului lumii pentru noi. Sper să nu se piardă la Real Madrid, să vedem pe Odegaard, dacă nu știu, a fost împrumutat la Villarreal, da, a fost împrumutat, nu a fost împrumutat la Villarreal, ba da, Martin Odegaard,
Foarte bine recuperăm aici prin Adi Popa. Dar prima repriză se încheie. Conduce la pauză cu 1-0. Am avut șansa de a conduce chiar și cu 2-0, dar din păcate nu am făcut asta. Da, scoatem pe Stanciu și pe Adi Popa, băgăm pe Kipciu și Cristi Tănase. Aducem întăriri în a doua repriză și sperăm să ne prindă bine aceste întăriri. Iată acum pe Odegaard. Odegaard foarte frumos reușește să treacă acolo. Odegaard continuă. Odegaard este în careu. Ricardo Alves îl blochează. Odegaard se luptă. Are talie destul de bună. Odegaard, șut al lui Lucian Filip. Balonul se duce pe lângă poarta lui Râmnicianu. Este 1-0 în continuare pentru noi. Minutul 49. Am avut o primă șansă în deschiderea acestei reprize secunde. Suntem aproape de ultima răsuflare a meciului. Iată pe noul intrat în locul lui Dina Wellington. Minutul, dar deja vedeți de minutele, nu vreau să mai mă repet. Cum spunea, este ultima răsuflare și încercăm un contraatac. Poate să ne deplasăm, să închidem meciul, să marcăm și golul 2. Kipciu pentru Iancu. Iancu încearcă să se lupte acolo cu Bucurică. 3 minute de prelungire acordate de arbitri. Suntem însă la partea adversarilor și asta este foarte bine. Kipciu cu încălcâi la râpă. Cornel Râpă intră într-o zonă bună, centrează Râpă, balonul trece de doi jucători ai noștri, erau acolo Odegaard și Tănase, care nu au reușit niciunul dintre ei să oprească acest balon. Da, iată 1-0 în continuare pe tabelă și la acest scor vom lua cele 3 puncte în această partidă. Tănase trage Tănase, s-au dus destul de periculos șutul lui Cristi Tănase. Iată pe Arlauschi, se arată mult mai bine FIFA. Odegaard încă o dată omul meciului, a avut o pasă de gol în acest meci, chiar dacă a ratat penalti și nu a avut o notă foarte mare, a reușit să fie omul meciului și este în formă bună. Să ne uităm la squad report, să vedem dacă au mai crescut jucătorii. Eu sunt sigur că au mai crescut. Să vedem la ce statusuri cresc. Da, uite, și chiar și Râpă este în creștere, chiar dacă nu arată acolo. Pap, Aihan, iarăși în creștere. Tânărul Aihan și Toșca, Alin Toșca, foarte într-o formă excelentă. Într-o formă proastă, din păcate, este Filip, iar prepisă doar într-o formă ok, la fel și Stanciu. Odegaard, de ce e în scădere, mă rog? Chiar dacă este formă excelentă, este în scădere. Nu-mi dau seama asta. Este îngrijorător, îngrijorătoare chestia asta. Vom încerca. Cere și Panhui să joace. Eu zic că ar trebui să-l băgăm, pentru că oricum... Dacă va juca când cere, am văzut eu acolo că jucătorul crește. Dar l-am luat și pe Steleanu Filip. Wow, și avem pe Toșca, nici măcar niciun meci l-a jucat Filip. Și avem concurență mare pe acest flanc. Păi da, în locul lui Râpa ar intra. Avem concurență mare pe flancul stâng, este și Filip, care iarăși este un talent. Și nici nu a jucat Filip un meci, niciun meci nu a bifat. Îl băgăm totuși pe banca de rezervă, va intra și el. Sau hai să băgăm titular în acest meci. Bun, să dăm play. Începe meciul de pe terenul nostru. Noi am avut lovitura de start. Brașoverii au recuperat, iată acum însă pe Odegaard. Odegaard trebuie să facă ceva, să nu mai fie în scădere. Odegaard, avem corner obținut de Odegaard. Deși este într-o formă excelentă, nu-mi dau seama de ce nu crește. Stanciu prit acolo de Petris. Și avem aruncare de la margine. Iată pe Prepeliță la Stanciu încă o dată. Stanciu, Petris din nou oprește. Foarte, foarte bun în defensivă până acum. Am aruncat încă o dată de la margine, dar foarte, foarte slab. Petris pentru Ganea. Ganea la mai departe la Gonzalez cu încălcâi pentru Santos. Nume sud-americane sau dacă vreți mai latine aici la Brașov. Să vedem pe Adi Popa. Adi Popa pentru Filip Santos. Faultează acolo, avem lovitură liberă care va executa Nicușor Stanciu. Stanciu trage, Stanciu, dar peste poarta Brașoveri. Odegaard acum în zonă centrală. Odegaard din careu. Odegaard, gol Odegaard, 1-0. Ce frumos a trecut acolo, a avut și șansă prima dată Martin Odegaard. Minutul 12, reușim să punctăm, iată-l. Aici a avut șansă pentru că a intrat foarte mare fundașul brașovenilor, dar Odegaard nu îl iartă pe portarul Mutu. Este 1-0, marchează Odegaard, sper măcar să crească și el. Nu înțeleg de ce este scădere, deci este minus 3 acolo, dar... trebuie să crească, este într-o formă excelentă, joacă foarte bine, nu înțeleg de ce n-ar crește.
Barna convinge la Aganovic, în care Ulostru trage la colțul scurt, a încercat să-l surprindă pe Arlauskis, dar a prins decât plasa laterală. Scăpăm la această fază, iată pe Florentin Fanhui, jucător român, cred, minge pe picioare, foarte frumos acolo, cu origini indoneziane. Acum Adi Popa, minge careu pentru Odegaard, balonul a fost respins de Matei. Foarte, foarte frumos am văzut acolo o minge trimisă prin de picioarele adversarului, umilință. Odegaard, iată-l acum pe Odegaard, o prinde Santos, Filip continuă, cred că se va accidenta Odegaard, sper să nu fie foarte mult. Centrarea lui Steliano, Filip, Barna reușește să respingă, iată-l pe jos acolo pe Odegaard, nu mai poate. Ai de capul meu, mi l-a omorât pe Odegaard. Din păcate ne părăsește Martin Odegaard, intră Alex Kipciu în locul său. Cred că va juca mai mult acum, am hotărât să lăsăm și în acest meci, știți, pe Taciu, dar cred că cât timp va fi Odegaard accidentat, va juca Stanciu pe acea poziție. Foarte ghinionist Odegaard, marchează în acest meci și se accidentează. Minge acum la Gabi Iancu trece foarte frumos, Iancu! Și acum Kipciu, Alex Kipciu, Iancu preluare. A fost o minge forță înaltă trimisă de Iancu, a făcut până la urmă o preluare și a reușit să tragă. Avem corner în minutul 45, să vedem pe Paul Pap. Pap cu o centrare acolo în 7 metri. Adi Popa, ce preluare de fundaș face mijlocașul nostru. Adi Popa, care a avut sâmbătă nuntă. Minge la Gonzalez. Gonzalez pentru Barna. Centrarea lui Barna respinsă foarte bine de Canaihan. Și iată acum pe Pap cu o respingere. Mingea este la prepeliță, contraatac încercat de echipa noastră. Este. Se accidentează și jucătorul celor de la Brașov, Gonzalez, nu le dă mingea, era mingea la noi, nu înțeleg ce fair play ar fi aici. Kipciu cu mingea pentru Gabi Iancu, nu ajunge balonul, însă este bine totuși că s-a accidentat și de la ei un jucător. Era chiar un jucător important, ce puțin a început ca titular în acest meci împotriva noastră. Avea numărul 10, deci ce mai vrei? Deși la noi s-a accidentat de carul. Deci noi aveam de car pe Tănase, i-am pus numărul 10 lui Odegaard, a arătat că merită să aibă 10, am văzut ce prestații bune a dat. Păcate are ghinion mare, după cum am văzut. Un galben aici pentru Canaihan. Atmosfera se încinge, după cum vedem, și fanii mai încearcă să mai urle pe aici, să mai cânte, să mai facă câte ceva, să dea foc stadionului. Kipciu foarte bine recuperează în careu, Filip greșește pasa, Bencun, alege pasa la Străuci și până la urmă sunt nevoi să întoarcă brașovenii. Zlomnisic, foarte bine apără Arlauskis ne salvează la această fază, oricum a fost offside, deci nici nu mai m-am stresat. 1-0 în continuare pentru noi, Steliano Filip din nou, nu este deloc sigur pe el Steliano Filip. Dezamăsirea, nu știu ce o să facem cu el, s-ar putea să-l punești pe Prumut, apără Arlauskis, senzațional, Arlauskis reușește să ne salveze, incredibilă parantă lui Arlauskis, ocazie uriașă pentru Brașov de a egala, dar Arlauskis s-a opus și ne-a salvat, a fost eroul nostru la acea fază, contraatac, iată ce mână norocoasă are Arlauskis, Stanciu, Barna nu se mai complică și respinge din prima direct în out. Minutul 69, Steliano Filip aruncă de la margine Stanciu, Filip acum la balon, deloc nu are, deci nici nu are prestațiile lui Toșca, Alin Toșca, mult peste Filip. Aihan greșește grav, Aihan, Străuț este care un nostru, ce șut l-a trimite Străuț, la distanță mare de partea noastră și el era foarte aproape. Arlauskis pentru Steliano Filip, mai departe la Stanciu, Nicușor Stanciu, cât noroc pentru el că s-a accidentat Odegaard, cred că s-a și rugat să se accidenteze Martin Odegaard, era titular incontestabil, n-avea cum să nu-l bași pe Odegaard. Oricum vor mai veni jucători tineri, cum spuneam, avem o țită pe Hagi, iată aici o recuperare foarte bună a lui Gabi Iancu, nu a reușit să treacă de Zlomislić. Nu reușim să degajăm, este Bencun în care nostru, Arlauskis este foarte bine. Arlauskis ne-a salvat foarte mult în acest meci, a fost poate chiar un meciul, dar nu știu, a apărat foarte bine în orice caz. Steliano Filip cu o pasă la Nicușor Stanciu, Stanciu este în flancul stâng, Stanciu centrează, Iancu gol!
el în minutul 89. Gabi Iancu închide meciul. Închide meciul. Iată, fanii sunt în delir. Au explodat toate tribunele. O pasă excelentă acolo a lui Stanciu, Nicușor Stanciu, servește excelent pe Gabi Iancu, care îl învinge aici pe portarul brașovenilor Mutu și face 2-0. 2-0, nu mai avem nicio problemă, nicio incertitudine în privința victoriei. Dar după cum vedem, Odegaard, să spunem așa, o concluzie a meciului, Odegaard a marcat și s-a accidentat, asta nu știm când, nu știm cât, dar probabil va fi o perioadă destul de lungă. Și Iancu a închis meciul, iată acum pe Iancu, avem șansă de 3-0, este Kipciu, Kipciu cu viteză, Kipciu nu face 3-0, Iancu acum! Nu se poate, nu se poate, mingea n-a vrut să intre în plasă, dar a fost Stanciu, n-a fost Iancu cu al doilea șut, Stanciu a tras... și nu a reușit să facă 3-0. Încă o dată atacăm Zlomislić, intră foarte urât, foarte puternic adversarii noștri. Meciul se încheie și reușim să câștigăm 3 puncte foarte importante aici pe terenul nostru împotriva Brașovului. 2-0, victorie foarte, foarte bună pentru noi. 4 săptămâni, o lună se accidentează din păcate Martin Odegaard, va lipsi, nu va juca în Europa. Și acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, ca de obicei, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, toate bune, sayonara!